rog, o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! Marius Manole este chiar definiția spectacolului. Cel care se iluzionează crezând că l-a prins într-o schiță de portret, nu are decât să constate că l-a pierdut deja ca pe un fluture în zbor. Dragi prieteni, bună dimineața! Așa cum v-am obișnuit deja la fiecare sezon, de la mic dejun cu un campion avem un actor preferat, dar n-aș restrânge eu toate vocile lui Marius Manole dacă aș spune doar atât că e actor. Bună dimineața! Bună și dimineața! Bine ați venit. Și bine v-am găsit! Cum e chestia asta cu vocile? Că de fapt, până mai acum 3 minute ați fost o voce. Da. Că ați venit de la radio. De la radio, da. Acum sunt altă voce și peste fix o oră voi fi o altă voce. Adică versatil ca de obicei, tocmai când eu credeam că în primăvara asta, în 2016, v-ați clasicizat după ce președintele Iohannis v-a decorat pe ordinul ăsta cultural, arta spectacolului. Da. În grad de cavaler. Păi un trofeu pe care alții l-au luat la 70 de ani. De obicei aceste premii se dau când ești un pic mai în etate și iată că la noi s-a întâmplat minunea mai repede. Acum, eu premiul ăsta nu știu cum să-l iau. Am fi ipocrit să spunem că nu ne bucurăm când luăm un premiu. Premiul nu e pentru noi, premiul e pentru publicul care te creditează, premiul e pentru părinții care te-au educat, premiul e pentru... Care s-au bucurat. S-au bucurat, bineînțeles. Nu? Mama, tata, vă dați seama. Premiul e pentru profesorii care te-au educat. Premiul nu e pentru tine. De multe ori să spunem, aia că nu mă interesează ce înseamnă un premiu, până la urmă, e bine, cine mi l-a dat? Nu, premiul nu e, greșit să judeci că e premiul tău. Nu e premiul tău, e premiul tuturor celor care au contribuit la facerea ta puțin câte puțin. N-am îndrăznit niciodată să întreb frontal pe cineva, pentru că, tocmai pentru că erau seniori și clasici în viață și n-am putut să întreb așa direct, înseamnă și bani premiul ăsta? Nu. Atunci nu e o mare afacere. Toată lumea a întrebat asta. Cred că în anumite situații nici nu e nevoie de plic. Sigur că acum am îngroșat cumva conturul întrebând, da, și toată lumea o să zică, oh, ce mercantil a devenit. Ne jucăm, suntem într-o emisiune care ne jucăm astăzi, ne jucăm. Atunci ne jucăm, sunteți cu căștile pe urechi, așa. Deci nu s-a terminat. Nu s-a terminat. Și facem, e antrenament, facem încălzirea, așa, înainte de a vă lua la întrebări. Și schimbăm rolurile. Aveți căștile pe urechi, ca, așa, la FM-ul de la care de tocmai la ați venit. FM, exact. Așa. Cred că de atâtea ori ați spus jutem cu radio ăsta, încât, da, ați uitat să spuneți în viața civilă. E adevărat, da. Bine, viața civilă jotem mai puțin, dar și te iubesc, la mine lipsește destul de mult din văzut, vocabular. Am citit toate interviurile pe care le-ați dat, sunt o sumedenie, da, și n-am găsit acolo nimic, nicio insinuare despre iubiri, idile, dar nu începem cu asta, că suntem la radio, da? Așa. Eu sunt interlocutorul. Da. Sunt pe mâna dumneavoastră. 3 minute, 2 minute, să vedem cât ține jocul. Ia să-mi pun și mănușa asta, ca să fiu cu mănuși, nu? Da. Așa. E greșit pentru că co-realizatorul matinalului de dimineață cu Marius Tucă niciodată nu-mi spune pe cine avem invitat. Și niciodată eu nu pot să mă pregătesc, niciodată nu știu nimic. Și atunci el când intră în studio zice, hai Marius, întreabă. Și eu zic, ce, că nu știu cine e invitatul. Omul fiind în fața mea deja, da, și zic, eu, zice, nu știu, tăvălește-l. Wow, pentru care chiar așa tăvălește-l. Așa face. Da, chiar așa face. Pe când eu mă gândesc cum să pun o pernă de mătase. Exact, acolo nu e chiar așa cu perna de mătase. Vă simțiți pe pernă de mătase azi? Sau nu încă? Eu mă simt pe pernă de mătase în fiecare zi a vieții mele cât de când mă trezesc. Am foarte puține zile în care nu mă simt pe pernă de mătase. Pentru că nu prea îmi permit luxul ăsta să mă simt altfel. N-aveți încotro, suntem în scenariu. A, deci m-am sprijinit, stau comod, suntem la radio în timp real. Așa. Ne prefacem că nu ne văd, că nu ceilalți, ne văd ceilalți, și doar ne ascultă. Nu știu, aș întreba doar atât, Daniela Zeca Buzura, de ce Marius Manole? Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Salvat de clopoțel! Salvat de clopoțel, vedeți, Dumnezeu? Asta e. Eu vreau un expreso lung. Da. Și mie, ca de obicei, cappuccino și croissant. Fără zahăr.
Mi-a stricat jocul. Asta nu, asta e la mine. Eu vă zic că am noroc. Da. Sunt cel mai norocos om pe care îl cunosc. Ziceți asta? Sunt sigur, sunt convins. Sunt cel mai norocos om pe care îl cunosc. Dați-mi trei argumente. În afară de salvarea de acum, s-a dus. Scenariul meu s-a dus. Ați văzut? Cel mai norocos. Păi norocos așa, norocos că m-am născut în familia în care m-am născut, că am avut norocul să nimeresc pe drumul pe care trebuia să nimeresc. Asta e și noroc, și dar, și har, dar și artă, că își mai face și omul. Își mai face omul, dar atâția oameni talentați care mor cu talentul acasă sunt pe fața pământului. Ziceți, da, din generația dumneavoastră am avut impresia că sunt foarte mulți muschetari. Apropo, îmi place poza aia cu floretă. Da. Așa, am văzut primul meu pictorial pe care l-am făcut în București și m-a chemat, mă rog, Cristina Bazavan la primul pictorial și eu m-am dus dimineață foarte emoționat. Eram în primul an în Teatrul Național, făcuse Inimă de Câine. Oho, asta era prin 2002, dacă eu socotez bine, nu? Nu știu, era acum 13 ani, cred că cam așa. M-am dus acolo primul, am ajuns și a venit toată lumea în jurul meu și scenografii umblau cu costumele, cu asta și toată lumea cu machiajul era pregătită și m-a zis, mă, dar când vine băiatul ăsta? Și Cristina s-a întors ușor jenată și a zis, păi e aici, el e. Au, ăsta-i? Zice, da. Păi cu ce să-l îmbrac mai pe ăsta, mă? Păi mi-ați adus, trebuia să-mi spuneți că e, are X, cât ai la cămașă? XS. Zic, XS aveam pe timpul ăla. Și a început o întreagă tevatură că nu sunt invitatul potrivit. Dar noi suntem obișnuiți să facem haz de necaz și e și bine să nu te iei în serios. Asta înseamnă că pe vremuri la Iași, când vă gândeați deja că veți fi actor, vă credeați frumos sau nu? Nu m-am gândit niciodată că sunt frumos, pentru că știu că nu sunt. Și cred că am știut dintotdeauna că nu sunt frumos cum e Brad Pitt. Dar e important ca un actor mare să fie și frumos? Ca să umblăm la mitul ăsta care pe mine mă enervează. Da, mitul e bine ăsta. E ideal ca un actor talentat să fie și frumos. Mie mi se pare că Brad Pitt e prea frumos pentru cât talent are. Da? Uh-huh. Da, uite, nu, eu pe un punct de vedere mai rar întâlnit. A fost acum o livadă de vișin a lui Dodin la Teatrul Național în Festivalul Caragiale, unde a fost un Lopahin. N-am văzut spectacolul. Da, dar Lopahinul dumneavoastră, în care nu vă vedeam deloc în rolul ăsta. Nimeni, nici dar eu. Ce contează? Pentru că nu vă vedeam nici în Raskolnikov, nici în Câine, da, nici în Oscar Copilul. Da. Și toate au fost grozave, dar cel mai mult și mai mult mi-a plăcut, ca să spun tuturor, celor care ne văd acum, Năpasta, pentru că acolo, în rolul ăsta, mi s-a părut că sunteți deja un actor care s-a dezmeticit și poate să joace din instinct. Răzgolește inima, făcut la casa mea, să mă lase în casa lui, să se lase Domnului, să mă vrea numai pe mine, să vină să mă aline, să mă ia cu el în casă, niciodată nu mă lasă. A fost un rol pe care eu cu Radu Afrim, pur și simplu mi s-a întâmplat. Că am lucrat într-un fel anume foarte special, el a dat drumul repetiției, a dat trei lucruri și s-a întâmplat rolul. Și dansul ăla, zborul ăla, da, cine l-a făcut, cine l-a gândit? Împreună cu coregrafa Călin, noi cu Radu, așa a fost o joacă. Din joacă a ieșit rolul ăla, pentru că Ion Nebun era atâta presiune pe Ion, că mi s-a dat, a dat Andrei Șerban telefon și a zis, vezi că Ion Nebunul l-a făcut și. Și eu am zis, eu n-am nevoie. Ați văzut aceste precedente? Am văzut la televiziune, dar în rest n-am văzut live. Eu am zis că n-am nevoie de presiune și în general eu nu suport presiunea pusă pe umeri oamenilor degeaba. Și nu cred că un om trebuie să aibă presiunea asta. Vezi că am mai făcut așa și fiecare a făcut, fiecare a fost bun, merge mai departe. Și l-am făcut din joacă și am vrut să fie o joacă și am vrut să nu fie important și uite că s-a întâmplat să fie. Da, e un rol pe care îl iubesc foarte tare. Aveți foarte și tare. De ce. Foarte și tare. Mie mi-a plăcut cel mai mult din tot ce am văzut, trecând peste paradoxul că n-am reușit, tot timpul am fost în urma căruței. Jucați atât de mult, sunt sute de roluri, încât rar mi se întâmplă cu un interlocutor. Pur și simplu n-am putut să țin ritmul. Da. Și am zis, dacă eu n-am ținut ritmul să văd atâtea, dar să le
joace, cum o fi putut Marius Manole? Eu mi-am gândit meseria ca o meserie de campion. Ca o meserie de sportiv campion. Vi s-a spus vedetă, sfânt, demon, da, artist, dar campion mai rar. Mai rar, niciodată. Niciodată. E prima dată, acum, astăzi, e un debut. De exemplu, într-o zi acum, voi avea două spectacole, unul se cheamă Semnul Nebun și va fi de la ora 4 și celălalt de la ora 6:30 se cheamă Crimă și Pedeapsă. Da. Am în două spectacole îngrozitor de grele. Se întâmplă în aceeași zi, amândouă, și toată lumea trebuie și cum o să faci. Păi cum o să fac? O să mă pregătesc pentru primul spectacol ca și cum nu l-aș avea pe al doilea. Și când îl termin pe al doilea, mă pregătesc de al doilea ca și cum nu l-aș fi avut pe primul. Și e foarte simplu. Mi-a plăcut foarte mult și a fost cumva pe mâna mea o însemnare a unui cronicar inspirat care zice așa: păi dacă i-am face, domnule, o statuie lui Marius Manole, atunci ar trebui să fie vorba despre un tânăr bărbat foarte slab care aleargă. Da, așa e. Deci așa atletismul ăsta din copilărie și adolescență n-a fost o glumă. Nu, n-a fost o glumă deloc și mi-ar fi plăcut să fiu, printre altele, și sportiv. Ce fel de sporturi erau la ea și acum 30 păi, de ani? Eu am practicat de la atletism rezistență. Da. Deci nu viteză, rezistență. Mm-hmm. Am practicat tenis de câmp, am practicat tenis de masă, am trecut puțin și pe la scrimă. Și n-am ales niciunul din toate astea. Am ales teatru. În anturajele dumneavoastră vechi și noi, în care eu am tras așa cu urechea, am aflat, de pildă, primul lucru, când am întrebat și eu, ca om în târg, cum e Marius Manole ca om, și mi s-a zis pe multe voci, e un om bun. Ce frumos! Vi se pare o caracterizare potrivită asta? Nu știu dacă sunt un om bun. Sunt un om care nu fac rău. Hai să vedem împreună, okay, cum e asta cu om bun. Cum? Își plimbă câinele. Da. Mănâncă micul dejun. Nu întotdeauna. Nu fumează. Nu mai fumează. Nu se mai duce la bere. Nu se mai duce la bere. Oh, deja e trist. E o viață, ai spune, plictisitoare, dar nu e. Mănâncă ciocolată? Foarte rar. Din ce în ce mai rar, aproape spre deloc. Păi atunci care mai sunt acroșeurile și tentațiile? A, cred că au cu fost omul ăsta bun. Cred că au fost în exces în prima parte a vieții. Există o vorbă că vârsta trebuie trăită atunci când e cazul. Nu am urât. Nu-mi plac oamenii care trăiesc la bătrânețe ceea ce trebuiau să trăiască în tinerețe. De acord. Am văzut foarte multe cazuri de oameni care și-au descoperit tinerețea la 50 de ani, dar nu la modul frumos. La modul în care s-au aruncat, au plonjat în tot ce n-au făcut. Ca să recupereze. Ca să recupereze. Groaznic. Și corpul nu te mai ține, mintea nu mai funcționează, spiritul nu mai e la fel de tânăr și devii penibil. Mi-am trăit tot ce am avut de trăit până la 35 de ani. Legat de vicii, aici. Ceea ce mă interesează e, de fapt, ce ați scos, care e profitul și folosul din aceste experiențe. Am cunoscut pe muche. Extraordinari datorită acestui viciu, care s-a numit alcoolul. Pentru că stăteam nopțile, nu, asta nu înseamnă că noi ne îmbătam și nu mai știam de noi. Nu, dar la mese stăteam și vorbeam până la 6 dimineața din despre potrivă, teatru. Dimpotrivă, colegii dumneavoastră de generație, da, gașca, cum ziceți, da, mai ziceți asta, da, nu? Da, mai zicem. Și după, gașca noastră, da. Și după premiul lui Iohannis mai ziceți gașca, nu? Tot acolo am rămas, nu ne-a transformat. Am înțeles. Așa. Deci gașca mi-a zis așa, că se mirau, în primul rând că vă spuneau șoarece lihnit, mi s-a părut, da, atât de plastic. Da, că așa arătam, ci că arătam tot timpul pe fugă, apropo de fugă, flămând, pentru că uitam deseori să mănânc, fumam îngrozitor de mult, uneori până la 3-4 pachete pe zi, și noaptea îmi plăcea foarte tare să stau de vorbă la un pahar de bere. Exact așa mi-au spus și mi-au spus că mirarea lor supremă era faptul că rezistați, da, a doua zi la repetiție, la 10 fix sau la 9 fix, exact, fără nicio întârziere. Fără nicio întârziere și fără să se vadă faptul că tu n-ai dormit noaptea. Ăsta era pariul major. Să nu-și dea nimeni seama că tu nu te-ai sculat proaspăt fresh din pat. Aveați în minte ideea sau întrebarea cât o să țină asta? Nu. Nu? Nu. Nu era, nu, o risipă? Ce mă făcea să am putere erau întâlnirile de seară, pentru că nu stăteam doar așa degeaba, aveam
niște discuții atât de frumoase despre teatru, despre filozofie, despre oameni, despre noi, despre... Încât dimineața eu abia așteptam să înceapă ziua, să pun în aplicare tot ce am gândit eu noaptea aia. Sigur că uneori mi se făcea rău și clacam și mă gândeam că e timpul... Am auzit și asta, am auzit inclusiv povestea, care înțeleg că nu-i legendă, că de câteva ori au chemat ambulanța să vă ia din scenă. Medalia are două fețe. Fața câștigătoare și fața mai puțin câștigătoare, fața văzută și fața mai puțin văzută. Da, a fost cazul în care a trebuit să plec cu salvarea, nu cu taxiul, cum spuneau colegii, dar făcea parte din joc. Prima parte a vieții până acum, cel puțin 38 de ani cât am, mi-a plăcut să cred și cred în continuare că viața e un joc, că nu e nimic serios în toată povestea asta. Se naște din foc și se dizolvă la loc în foc. La anumite intervale de timp, într-o permanentă alternanță, în vecii vecilor. În pauză am rămas în clasă, singur. M-am uitat în sus, la foc, cum se cățăra pe perdea în sus. Jos cădea mizeriasă și fumega. A urcat repede și avea un parfum propriu. Mi-am lăsat capul să-mi cadă pe spate. Și am simțit o mare liniște. Sus! Se desprinde din flăcără bucata zândă și plutește în jos. Pe la colțuri se strecoară fumul. Sus stă atârna de flăcări și totul vine mai aproape și mi se așează pe față. Mai întâi, inspirat în fumul verzui, și observ cum se contopește cu pielea mea. Toată această forță și inspirație vine și din niște resurse speciale. Pentru că i-ați spus cuiva și am fost invidioasă că nu mie întâi mi-ați spus. Mi-ați spus că m-aș duce înapoi în copilărie în fiecare zi. Da. Ce miraculos acolo? Ce putea fi cu atâta fascinație și forță în Iașul României din sfârșitul anilor 80, de pildă? Fascinantă era curiozitatea mea pe care o aveam când eram mic. Mergeam pe străzi, inventam jocuri, cotrobăiam, căutam. Când știam că vine Crăciunul, răsturnam casa să aflu ce o să-mi cumpere. Și erau celebrele mănuși cu fesul celebru și cu cărțile pe care le uram. Și dacă mai primeam o dată cărți, muream. Nu mai puteam. V-ați fi dorit ce? Nu știu ce, cred că îmi doream dulciuri la vârsta aia. Cred că îmi doream, habar n-am ce îmi doream. Dar nu mai vroiam să văd fes și mănuși. Deci asta, cu asta clacam. Dar eram atât de curios și eram atât de fericit și eram atât de, un copil atât de vesel și de jucăuș pe mine. Mă urau profesorii de câtă energie aveam. Din cauza mea s-au mutat oameni din bloc. Pentru că le scrieam auzit, pe ușă. Da, am auzit tot felul de povești grozave. De pildă, una în care Marius Manole, la vreo 10 ani sau poate mai puțin, arunca de la etajul 5 cu gogoșari. Da, un sac întreg de gogoșari l-am aruncat și mama a venit acasă, a urcat și a deschis și a zis: măi, este un tâmpit, că nu pot să-i spun altfel, care a aruncat un sac de gogoșari. Eu nu știu cine e atât de prost încât să... Și peste 10 minute a descoperit cine e. Și mama stătuse mult la rând să adune gogoșarii ăia, să-i aleagă, da, bineînțeles, să-i păstreze, da, ca da, să-i pună, da, în pună la zacuscă sau nu știu ce. Dezastru. Mi-a plăcut foarte tare în copilărie să mă joc și îmi place în continuare să mă joc. Sunt situații foarte rare în care mă iau în serios și zic că uleiul trebuie să ajung, că atunci când depind alți oameni de mine. Dar când eu pot să-mi controlez singur ziua, eu mă joc de la un capăt la altul. Și mă joc că sunt supărat, și mă joc că sunt nervos, și mă joc că întârzi, și mă joc că, mamă, ce disperat sunt, să nu știu ce, și mă joc că am emoții, și mă joc că îmi trec emoțiile, și mă joc toată ziua. E important ca un actor să fie de capul lui? Da. E important ca un actor să simtă că n-are stăpân. Dar cred că e important ca omul să simtă că n-are stăpân. Și atunci înseamnă că regizorul cel mai tare, da, și mai inspirat și mai bun, e unul care ține actorul într-o lesă de aur, fără ca respectivul să știe și să simtă, nu? Cel mai tare regizor este acela care te farmecă în așa fel încât tu nu mai vezi lesa. Cum ar fi Afrim, de pildă, nu? Cum ar fi Afrim? Sunt mulți, că am lucrat am cu zis, foarte mulți. Cum ar am fi Kordonski, cum da, ar fi Andrei Șerban. N-am zis Kordonski, n-am zis Șerban, pentru că la ei mai înțeleg cât de cât cum funcționează. Felix. Ei bine, la Afrim încă n-am priceput și când o să înțeleg instalația, o să-l aduc încoace să vorbim. Încă sunt fascinată de modul în care
construiește și se contrazice, da. Iese în lumină și se ascunde. Și tot jocul ăsta de lumini și umbre încă mi se pare de neînțeles și fascinant. De la Radu am învățat să mă joc foarte mult. Radu e bucata aia din mine care nu există și eu devin întreg atunci când noi ne întâlnim. Pentru că e bucata aia în care există imaginație, inventivitate, risc, curaj, nebunie, un foarte bun gust, un foarte bun simț al măsurii. Și toate astea eu le pierd. Și când mă întâlnesc cu el, devin și eu un om întreg. Deopște sunt un actor foarte ascultător. Mă supăr foarte rar pe ei, mă cert cu ei doar atunci când orgoliul lor depășește o măsură, pentru că ei au un orgoliu nemăsurat. Se întâmplă asta? Se întâmplă destul de des. Se întâmplă, sigur. Eu că cred că asta se transcrie, de fapt, din ciocnirea a două pietre tare, a două orgolii foarte dure. Pentru că n-aș putea să zic că atunci când sunteți în monolog, nu dimineața, de pildă, în dimineața asta, până să veniți încoace și ați fost pe la FM și așa mai departe și ați condus și mașina și atâtea lucruri, cum v-ați zis în minte? Hai, Manole, sau cum e monolog? O, vorbesc tot timpul. Eu vorbesc enorm. De aia uneori stau lângă cineva și eu sunt obosit de conversație, deși noi n-am vorbit. Și la un moment dat zic, noi n-am vorbit nimic, nu? Nu. Wow, dar am avut o întreagă conversație, chiar cu el. În minte? În minte, da. Ajută, că și eu și zic, îmi promit că nu mai cer croissant niciodată. Ajută. Uneori, undeva, promisiunile astea, noi le-am comandat, nu trebuie să-l și mâncăm. Uneori, lucrurile adică astea... Adică o să mâncăm merele din decor, mai bine. Da, eu sunt cu dietele. Am citit și asta, aproape m-am speriat, gândindu-mă la dimensiuni și la dieta aia foarte dură. Oșa. Asta o joacă. Păi nu e o joacă, eu cred că e hrană cu aer. Da, da, a fost o joacă. Că mulți spun, și cum ai rezistat 10 zile? Alții au rezistat cu apă. Așa e, dar erau asceți. Nu neapărat. În ziua de azi să știți că multă lume face exercițiul ăsta. E un exercițiu foarte mult pe care aș vrea să-l fac și eu n-am încă curaj, dar o să-l fac. Când am văzut rolul ăsta al băiețelului de 10 ani, Oscar, care îl descoperă pe Dumnezeu, m-am gândit cât din Marius Manole s-o fi livrând în această partitură. Dragă Dumnezeu, eu mă numesc Oscar și am numai 10 ani. Bună dimineața, domnișorule Oscar! E o metodă de lucru asta, a mea, aia în care încerc să mă duc spre personaj și să pun din mine cât se potrivește acolo, cât îi se potrivește lui. Pentru că eu cred în continuare că oamenii, că publicul, că spectatorii vin în sală pentru fărâma aia de adevăr din tine, din actor. Și... Pot oamenii să o simtă totdeauna? Da, sunt convins că da. Atunci cum ne explicăm că unii actori sunt mai plăcuți decât alții? Așa e. Tot timpul am vrut să înțeleg care e misterul. Ce atrage oamenii la un actor și la altul nu, ei fiind la fel de talentați. Dar spui, mie îmi place mai mult ăla. De ce îți place? Pentru că ceva din el
ajunge la tine. Ceva dincolo de personaj, dincolo de teatru, dincolo de... E o conversație aproape personală. Mie îmi place ca în timpul unui rol, 3 secunde, 4 secunde, 5 secunde, că mai mult cred că nu reușești niciodată sau nu reușesc eu, să transmit cu un gând ceva personal omului din fața mea. Ceva despre mine. Care credeți că e transportorul, vocea ca la radio acum? Cred că privirea, postura. Eu cred că ochii sunt fereastra, okay, cum spunea Shakespeare, fereastra sufletului. Cu ochii nu poți să minți, nu știu cum. Că nu degeaba spunem, e un om simpatic, amabil, dar ochii nu sunt de om bun. Ochii nu sunt ai lui. Mă gândeam aseară că, aseară am jucat cu doamna Ona Pelea în Oscar și Tanti Roz, și în spectacolul ăsta ne unește așa de tare și mă uitam cum amândoi făceam un exercițiu în timpul spectacolului de înfrânare a orgoliului. Mi-a zis altă dată așa, atunci când am un partener slab, duc grija colegului meu în scenă. Da. E foarte reconfortant să joci cu actori buni. E cel pentru mai obișnuitor. Pentru că ce? Te agață și te urcă, nu? Te agață, te urcă. E ca într-o căsnicie în care ai încredere în partener, că dacă pleacă o săptămână la mare, nu te înșală. Dar de unde știți cum e conjugalitatea, că n-ați probat-o? Am probat pe aici și pe acolo, acum nu e nicio... Eu zic că asta cu proba, sunt lucruri în care proba merge, la pantofi, la rochii, la parfumuri. Da. Dar cred că la asta cu mariajul, până nu vede omul, până la os... Ca și cum când ai copii, că tot ai sfaturi. Până n-ai copilul tău să știi cum e, nu poți să dai sfaturi. Bun, o luăm altfel, foarte mare dreptate, 10 puncte, trecem mai departe. Când ai un partener bun, când ai colegi buni de scenă talentați, te poți relaxa, te poți odihni, te poți încrede în celălalt... Adică n-ai nicio grijă că nu va face momentul, că nu-i va ieși, că va trage spectacolul în jos, că vai de mine ce se va întâmpla. Nu, ești odihnit și e foarte reconfortant. Da, asta e un premiu pe care vi-l dă destinul acum la Național, dar când erați, hai să spunem totul, la Reșiță, la Focșan, la Brăila, oho, ce navetă și ce chin. Eu m-am gândit și la asta. Atâtea gări, atâta frig, atâta... grabă. Erau zile în care dimineața la 4 îngheța, se punea poșghiță de gheață pe paharul ăla de plastic maro pe care n-am solit niciodată, când venea trenul. Atât de tare mi-a plăcut. Cred că asta e singura explicație, pentru că, pentru una ca mine de pildă, ca actorul să fie odihnit, și odihnit înseamnă să dea totul din el, să se dea pe sine, trebuie să fie un pic cu tabieturi, un pic... răsfățat, eu așa cred. M-am luptat toată viața până acum să mă îndepărtez de toate tabieturile astea. M-am luptat toată viața să nu am comodități și genul ăsta de abordare a meseriei. Înainte de spectacol nu se face asta, nu se face asta, n-ai voie să faci asta, actorul trebuie să fie, actorul trebuie să adică aibă. Adică ce, cum v-a zis maestrul Rebenciuc, că v-a spus așa aproape într-o admonestare, vrei să fii fumător sau actor? Asta nu e, da. Eu credeam că actorul trebuie să fie boem, să stă la, să fumeze, să fie gândurat. Și domnul Rebenciu, care e un actor foarte normal, unul dintre cei mai normali actori pe care îi cunosc, care nu se pierde în artistică raie mai mult decât în rol, mi-a zis, domnule, vrei să fii actor sau fumător? Alege. Și alegerea e foarte simplă. Vrei să fii actor, probabil, dacă... Și am ales asta. Dar am luptat și nu vreau să... Că am venit în Național mai de mult, acum vreo 15 ani existau unii actori, și numai Național, peste tot, actori care veneau îmbrăcați în blană, trena de parfum... Adică doamnele. Doamnele. Mai important machiajul decât rolul, mai important costumul decât rolul. Am vrut foarte tare să lupt împotriva. S-ar putea să devin. Cu vârsta văd că se instalează niște tabieturi, încep să apară niște comodități. Dar asta nu, eu zic că asta e o ramă clasică, nu neapărat o manierizare sau o lene sau o comoditate. Da. Deși totdeauna drumul e îngust. Drumul e foarte îngust și sârma e foarte subțire. Dacă m-aș fi născut când aș fi vrut să mă nasc, adică acum cu mulți ani în urmă... Când exact? Nu, ei, asta e o mărturisire nouă. 70, să fi turit, ai României să sau ai altei lumi? Poate chiar și ai României. Mi-ar plăcea ca actorul să nu fie atât de expus cum sunt eu acum. Adică mi-ar plăcea ca actorul să aibă libertatea de a juca doar la teatru și după aia să nu mai apară pe Facebook. Nu cumva să asta nu mai este pe radio. Nu e aici o frică oarecare și o vulnerabilitate în ce-mi spuneți? Actorul nu e tot timpul cel mai frumos om. Spunea că va dansa cu mine. Dacă îi aduc trandafiri roșii, găzduit tânărul student. Dar în toată grădina mea nu e niciun trandafir roșu.
dintr-un stejar verde, unde și-a dat cuiburi, privighetoarea l-a auzit și furișându-și privirea printre frunze, se minună foarte. Niciun trandafir roșu în toată grădina mea, se tângui el și ochii lui frumoși înotară în lacrimi. Vai, de ce nimicuri îi e dat fericirii să atârne? Am citit tot ce au scris înțelepții lumii, am dezlegat tot ce-i taină în filozofie și totuși, din pricina unui trandafir roșu, pot fi atât de nefericit. Iată în sfârșit un îndrăgostit adevărat, zise privighetoarea. Noapte după noapte, eu i-am cântat dorurile cu toate că nu-l cunoșteam. Noapte după noapte am destăinuit stelelor povestea lui. Și acum îl văd. Părul e întunecat ca floarea de acint și buzele sunt roșii ca trandafirul după care tânjește. Dar dorul i-a gălbejit obrazul la semen fildeșului palid și mâhnirea și-a pus pecetea pe bolta frunții lui. Eu cred că actorul ar trebui cunoscut doar pe scenă. Din păcate trăim într-o perioadă în care trebuie să construim un brand. Trebuie să fim, vedetă, mi-e urât cuvântul ăsta, dar trebuie să te cunoască lumea, pentru că altfel nu vine la teatru. Dacă nu vede un nume mare pe afiș, sunt foarte puțini oameni care plătesc un bilet să spună: mă duc să-l cunosc pe actorul Ionel Vasilică, uite, n-am auzit, mă duc să văd cine e. Foarte puțini oameni. Oamenii au puțin timp, au puțin bani și vor să vină la sigur. Chiar dacă acel sigur uneori înseamnă chiar un foarte mare nesigur. Exact cum ați spus undeva, prea multe alegeri, puțină pasiune. Corect. De fapt, ne-am pierdut curiozitatea, da, înainte de a fi aflat fiecare dintre noi cât de multe carate face curiozitatea asta, exact, înainte de talent, de hărnicie, de orgoliu. O perioadă destul de tulbure și o perioadă de, ca actor, destul de greu de răzbătut, fără să te pierzi undeva. Cum arată România lui Marius Manole? Pentru că foarte mulți ai generației dumneavoastră și alții care vin din urmă visează să joace direct pe mari scene europene și nu la București. Cred că un om care visează are șanse mari să îi se întâmple. Eu am visat, povestea era la Iași, se întâmpla la Iași, eu eram student la facultate, în drumul meu de la casă spre facultate treceam prin fața Mitropoliei de la Iași. Era aici teatru, aici Mitropolia, eu treceam pe strada principală, care acum se cheamă Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, și aveam un singur gând și o singură dorință. Spuneam: Doamne, ajută-mă, te rog, să fiu un actor bun. Nu-mi doream să ajung la București, nu-mi doream să ajung la Hollywood, nu-mi doream să fac film, nu-mi doream să fac, să mă întâlnesc cu nu știu care, cu nu știu care. Atât spuneam: Doamne, ajută-mă să fiu un actor bun. Și asta chiar s-a întâmplat. Asta nu știu eu, dar eu, asta era ba dorința. Ba da, eu de un deceniu încoace tot aud și văd cum se construiește mitul Marius Manole și mie mi s-a părut că deja la 28-30 de ani aveați foarte mult din ceea ce seniorii câștigă în ultima parte a vieții. Asta e și pentru că timpurile noastre îți dau ocazia și să și grăbesc. Și să și grăbesc. Adică înainte, până ca un actor să intre pe scenă cu rol principal alături de Gina Patrici, alături de Victor Benciuc, alături de Maria Mihus, de Rodica Manache, trebuia să treci niște etape. Oricât de talentat erai, trebuia să mergi 3 ani în provincie, poate, că așa se făcea pe timpul. Da, după aia te aducea cineva în București, dacă te aducea, după care trebuia să treci printr-o mică figurație, o probă de foc, în care cei actorii mari să-ți dea girul că ești... Uh-huh. Acum nu mai există asta. Dar eu cred, chiar dacă există, pentru că tocmai ce am enumerat etapele astea prin care ați trecut, v-ați dat singur girul. Da, eu mi-am trecut etapele, în felul meu, eu mi-am ars etapele astea. Am impresia că și în viața civilă ați schimbat cu aceeași viteză lucrurile. De pildă, ați lăsat o garsonieră pentru o casă pe pământ. Da. Și un prieten bun mi-a spus că acum stați chiar în propria casă făcută cumva pe la 1899, da, de un anume arhitect. Da. Și da, că ați fi chiar un pic îndrăgostit de casa asta pe care ați cumpărat-o cu bani proprii, da, și ați pus în ea de la lingură la furculiță, da, totul. E o casă care mi-e foarte dragă. Eu sunt balanță. Balanțele iubesc locul. Mie îmi place foarte tare acasă.
Am un cățel, am două pisici, culorile sunt calde în casă, e foarte plăcut. Iar seara, iarna, este atât de frumos că nu-ți mai vine să pleci. Când eram la Actor la Brăila și nu aveam nici casă, n-aveam nimic și umblam pe trenuri mai mult, îmi plăcea să trec pe lângă blocuri și mă ridicam pe vârfuri să văd cum e în casă la oameni. Și mă uitam la ei în casă, uneori mirosea și a mâncare, era lumina aia gălbuie, caldă, oamenii stau la televizor, îmbrăcați în pijamale sau așa, sau mâncau, sau... Și mă gândeam, Doamne, voi fi în stare să am o casă în care să am așa căldură, să miroase a mâncare, să fie lumină? Și acum, când e iarnă și ninge afară, aprind lumina și mă duc în stradă și mă uit la mine în casă. Și mă e aproape și teatru, zic, nu? Și respir adânc și zic, ai făcut-o și pe asta. Și după oftatul ăsta, ce urmează? Că totdeauna mai urmează momentele ceva. Mele de fericire sunt foarte scurte, dar foarte intense. După oftatul ăsta, viața continuă ca și cum n-a fost momentul ăla. Ca să pot să nu mă urc pe un munte de fericire, că nu-mi place să trăiesc pe un munte de fericire și nici pe un munte de glorie și nici pe un munte de succes. Momentul de fericire intens, dacă îl trăiești, îți ajunge pentru un an, îți ajunge pentru două luni, pentru, mă rog, asta diferă de la om la om. Dar nu trebuie să fii într-o fericire continuu, într-un extaz continuu, cred. Vreau să vorbim despre un spectacol pe care nu l-am văzut și am vrut de mai multe ori să-l văd, dar două lucruri m-au oprit. Rodica Mandache, care îmi place foarte mult, și faptul că n-am înțeles-o încă de plin, adică, cum zic eu, n-am palpat-o pe această mare actriță interbelică, dacă o fi fost mare, habar n-am, Leni Kahler. M-am uitat, adică m-am holbat de-a dreptul la niște poze de ale ei. Da. O blondă veritabilă, cu aer de diva așa. Dar o fată bună. Nu suficient de metafizică pentru gustul meu. Hai să spun și titlul spectacolului. Marea iubire a lui Sebastian. Da. Repet, nu l-am văzut, dar deja sunt în el. Îl amân așa ca pe o prăjitură pe care aștept să o gust. Se joacă încă la... La Godot. La Godot. Da. Da? O să vin să-l văd. Tocmai ca să văd cum intrați în pielea acestui tânăr îndrăgostit de o imagine supralicitată, sau cum să-i zic, cu grație. Până și Liviu Rebranu, care era directorul Naționalului, îi ia apărarea acestei frumoase și o ajută, evreică fiind ea, să joace la Barașeum, pentru că era, conform politicii timpului, refuzată. E un mister. Și dintr-o dată, cu conița asta, iertat fie termenul, că n-am dreptul să fiu atât de ironică, îi face să se îndrăgostească și pe Camil Petrescu și pe Mihail Sebastian, doi mari. Nu mai spun de Froda, nu mai spun nu mai de... Asta era bărbatul ei. Soare Zesoare, nu mai spun Froda de... era măcar un critic bogat, devenise și director artistic de teatru, nu? Și dacă eu știu bine și nu mă înșel, cred că vreo 4 decenii a fost consortul ei, suportând toate scapadele. Froda zice că a fost un soț model. A suportat cu delicatețe toate poveștile ei de amor și cu cine nu s-a culcat dulcea fată. E o replică din spectacol. Așa e. Așa asta e o replică, știți, din jurnalul lui Sebastian. Da. O replică foarte crudă, sub care e o durere imensă a unui îndrăgostit fără speranță. Da. Eu cred că blondina asta răsfățată nu l-a iubit niciodată. Ea era fascinată de el, pentru că el era un tip foarte deștept. Ea și spune, am avut nevoie de tine, Mihai, ca să mă reabilitez intelectual. Dar știți că primul care făcuse postamentul și reabilitarea fusese Camil Petrescu, care o aștepta o noapte întreagă pe trepte în fața ușii. A fost un mister. Leni Kahler, un mister. Și în jurnalul lui Camil chiar am găsit notița asta care m-a stupefiat. Leni Kahler mi-a dat pentru o clipă halucinația unei desăvârșiri. Se spune de multe ori că iubirea e oarbă. Cum vă descurcați cu spectacolul ăsta? Pe de o parte, cu o actriță copleșitoare. Da. Pe de altă parte, cu niște texte grele. Mă trezesc în fiecare dimineață cu gândul că ar putea să mi se întâmple ceva extraordinar. Superb! E tânăr și are o simplitate de vorbă admirabilă. Eu n-am vrut să fac acest personaj, n-am avut încredere că pot să-l fac. Probabil că nu m-ați fi văzut cum nu m-ați văzut în alte roluri. Da. Și Rodica Mandache a zis, eu cred că tu poți să faci asta și că ai nevoie de asta. Am zis, ok, pentru dumneavoastră.
Și am început să lucrăm acest spectacol și ne-am îndrăgostit pur și simplu de personajele astea. Ne-am îndrăgostit de povestea lor, eu și de Rodica Mandache, pentru că este fascinantă. Mănușă, îi se potrivește și îl joacă într-un fel în care nu poți să nu o iubești. Și imaginez că și Leni Kahler făcea așa. Și de asta, de aici, succesul. Adică și... învârtea pe toată lumea, da, pe degete. Da, da, da. Eu așa mi-o închipui. Așa ne închipim cu toții. Eu așa o văd pe Rodica Mandache acum. E un spectacol care are o viață extrem de lungă. Am jucat acum câteva zile cu sala arhiplină într-o mare țară. Cred că debutul acestui spectacol a fost cam prin 2011, dacă nu mă înșel. Da, 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 da. Da, 2011, dacă nu mai devreme. Are vreo 7-8 ani de când se joacă. L-am avut la Târgoviște, am debutat cu el, după care l-am adus în București. Și eu am spus că nu o să vină nimeni să vadă spectacolul ăsta. Cine credeți că are răbdarea să vină la un spectacol semilectură despre povestea de iubire dintre Mihail Sebastian și Leni Kahler? Câți tineri credeți că vor bate la ușa Godoului să zică vreau să-i văd și eu? Surpriza e că oamenii vin și stau și ascultă și tăcerea în sală la acest spectacol are o calitate pe care eu rar o mai întâlnesc. Nu-i așa că există diverse tonuri ale tăcerii? Categoric, da, categoric. După cum există și diverse chipuri în întuneric ale publicului. Da. Vă încărcați din ele? Uneori simt. Din respirația asta a sălii? Eu știu cum va fi publicul și energia spectacolului de când intru în scenă. Din prima secundă, eu știu dacă spectacolul va fi bun datorită lor sau va fi prost din cauza lor. Și uneori vă luptați cu asta, da, nu? Da, de cele mai multe ori te lupți cu asta. Sunt puține serile în care publicul te îmbrățișează cu... Deși poate că eu cred că acum nimeni nu mai îmbrățișează pe nimeni. Nici măcar în rețelele de socializare, nu, unde ne dăm minimioare, emoticoane. Adică e o convenție desăvârșită care ascunde un mare gol. Așa e, da, asta. Dar vreau să știu, la spectacolul ăsta, cu texte de jurnal, ale lui Camil Petrescu, ale actriței ăsteia care a dispărut, cum vă explicați asta de pildă? Că făptura asta răsfățată, Leni Kahler, adorată în interbelic, se exilează la sfârșitul anilor 50 la Berlin și dispare. Și mai trăiește încă 30 și ceva de ani în Germania. Da. Unde scrie jurnalul. Da. Ea singură spune, am plecat sperând că în străinătate se pot întâmpla minuni. Am crezut că, că în străinătate o să mă vindec. Era bolnavă. Da. Am crezut că o să mă vindec și am crezut că o să reușesc să joc din nou pe scenă. Minuni nu s-au întâmplat. Pe dumneavoastră ce vă ține? Pentru că știți să-i spuneți nu deznădejdii, tristeții, asta e bine. Da. Totuși, ancora care vă ține cel mai puternic, aici, nu la New York, unde vă place. Ce mă ține aici? Aș minți să nu spun și aș fi nedrept să nu spun că aici mă ține iubirea cu care sunt înconjurat. Nicăieri în lumea asta n-aș adică fi mai iubit. Adică oamenii. Oamenii. N-aș fi nicăieri mai iubit ca aici. Și poate Dumnezeul de la Iași, ăla dintre mitropolie și teatru? Habar n-am, probabil că da. Cineva mă ține aici și mă ține bine și n-am niciun gând să plec. Și știu că doar în limba asta pot să fac teatru acum. Sunt dependent de iubire. Ca noi toți, probabil că toți vrem să fim iubiți. Nu cred că e cineva care spune, mă, pe mine. Nu. Vreau să fiu iubit, îmi place să fiu iubit. Și atunci aici e locul călduț. Am vrut să spun că îmi place să iubesc, dar n-am știut exact ce să aleg. Asta nici nu credeam. Da, vezi că n-am spus. Vă găsesc destul de egocentric, dar asta e bine, cred, pentru artiști. Vreau să ne ducem într-o zonă minată, ca să-i zic așa, care ar fi bătrânețea. Nu e o zonă minată pentru mine. Ziua de naștere pentru mine înseamnă că am mai trecut un an. Înseamnă că sunt sănătos și că mai am încă un an la dispoziție. Eu mă rog să fiu bătrân. Eu vreau să văd cum e să fii bătrân. Mulți oameni nu mai au șansa asta. Așa e. E un privilegiu, într-adevăr. E un privilegiu să fii bătrân. Eu vreau să fiu bătrân. Nu vreau să termin la 50, la 60. Iubesc viața. Sigur, nu vreau, nu știu dacă o să pot să vreau să trăiesc până la 95. Și dacă mă uit la Rodica Mandache și dacă mă uit la domnul Rebenciu, care are 83... Care sunt superbi la vârstele pe care le au. Așa e. Bătrânețea este ceva chiar înălțător și foarte frumos. Păi atunci să îmbătrânim, domnule Manole. Să dea Dumnezeu. Deja am respirat așa ușurată după jocul ăsta în care am pus deodată și bătrânețea treacă de la mine. Treacă de la noi, da. Treacă de la noi, așa. Vă mai aștept încoace, dacă nu la o cafea, măcar la un ceai și prăjitură. Și prăjitură, să fie treacă de la mine. După ce am să mă duc să văd cum rezolvați asta cu iubirea și cu jurnalele și am să văd și spectacolul de la Godot, am să mă gândesc și o să pun la cale, cine știe, o întâlnire nouă. Mulțumesc foarte mult! Cel mai mare drag!
Dragilor, ce ziceți? Ne-am jucat bine azi fără Ileana, nu? O să fie invidioasă. Doamne, dacă nu mă bate ăsta la repetiție, nu mă mai bate nimeni. Ce? Am ieșit din timp, nu? Nu, eu tot timpul ies din timp. Ce să fac? Nu, dar am repet cu un regizor, David Daiashvili, din altă țară, care nu înțelege ce înseamnă asta cu întârziatul. Cum ne scuzăm, noi știți, eu mâine nu pot să vin. Zice, poftim? Nu pot să vin că am un spectacol la... Cum? Și nu vii deloc? Nu. Măi, e disperat ca un copil, deci nu înțelege. E foarte distractiv. Zice, dar de ce nu știți textul? N-am avut timp să învățăm. Scuze, ce n-ați avut? Timp. Nu înțelege, deci... Da, vă mulțumesc frumos. Eu mulțumesc foarte mult. A fost un moment foarte plăcut. 12 și 8 minute. Oh, alertă că mi-au și mașina. O mașină lungă.